Salutare, bă băieți, asta este clipul al doilea. Astăzi avem un Volkswagen Arteon 2.0 diesel, 8000 de kilometri, 2021, benzină, sedan. Băi, la banii ăștia sper să se merite, vreau să vă ced o tărare și la sfârșit ne dăm cu părerea. Hai să ne uităm la poze. Deci botul e bestial. Pot să vă spun că este pe platforma de Passat. După cum vedeți și voi, se observă. Dar oricum arată foarte, foarte bine. Are trapă. Și spatele este airline. Farul Matrix, jante, uite, da, o veți am revenit, are jante, cum am și spus, are etrierii vopsiți în albastru, cu discuri capsate, sau scrieți voi în comentarii cum se zice. Sau da, chiar nu știu în momentul ăsta. Interiorul, deci de aici scaunele scuică, care arată foarte bine. Da, ce vă ziceam? Tabletă automat, că na, de ce să-ți mai iei manuală? Volanul chiar e top, e top rău de tot. Am văzut și pe model de B8 facelift și chiar e top scaunul, virtual cockpit și un ecran de 13, cred că vreo 10-12 inci. Botul, stai că am luat-o de la capăt. Așa. 2.0 TFSI, 4Motion, benzină, 320 de cai, forță, vedeți și voi acolo, așa, 2.0, da, 2000 de centimetri, 4x4 manual, automată, Euro 6. Pentru că e benzină și Euro 7 este electric. Așa. Număr de portiere 5. Și are ABS, computer de bord, închidere centralizată, acoperiș panoramic, airbag-uri, cortină, cameră parcare spate, fare automat, head-up display, jante din aliaj ușor, oglinzi, retrovizoare ajustate electric. Sunt așa, navigație GPS, pilot automat, trapă, parbriz încălzit, scaune față încălzite. Da. Trei zone. Camera de vizualizare din spate cu vizualizare pe zona de 360 de grade. Așa. Și aici nu putem afișa un... Așa. Da. Eu spun că se merită. Dacă e un pic cam scump. Cei drept nu prea are kilometri. 2021. Nivelul de echipare e ok, adică, dar este Volkswagen și cu 63.000 de euro poți să ții ceva mai bun, sincer. Scrieți-vă în comentarii ce poți să ții de 63.000 de euro. Mie unul îmi place, dar e scump. Așa că, na, ce să spun.
Așa. Da, bă, vezi, cam asta a fost clipul. Dați like să strângem 3 like-uri la această serie. Scrieți în comentarii despre ce mașini vreți să mai fac. Eu am fost Cristi Rău și ne vedem data viitoare. Pua, pua.